Ministrul Apărării Naționale, Mihai Fifor, a declarat ieri pentru Ager Press că la acest moment nu se discută despre posibilitatea reintroducerii în România a stagiului militar obligatoriu. În România, serviciul militar obligatoriu este suspendat, iar în acest an nu se discută despre reluarea serviciului militar obligatoriu. Nu ne-am propus acest lucru și nu l-am discutat niciun moment. În România ne dorim în continuare ca spre armată să vină tineri care doresc să îmbrace haina militară și să servească sub drapelul patriei, a afirmat Mihai Fifor.